Salutare la toți! Astăzi vreau să pregătesc ceva gustoșel din piept de pui la cuptor. Pentru asta o să avem nevoie de cartofi, ciuperci, piept de pui, cașcaval ras, muștar granulat, miere de albini și sos de soia. Primul lucru ce facem, pe o tavă punem o foaie de copt și pregătim așa 4 tăvăluțe. Acum își vă arăt cum fac eu tăvăluțele. Întoarcem de 2 ori colțurile, mărginuțele, așa. Le facem ca pe o bomboană, le rotim. Cam așa. Tăvăluțele sunt gata, le punem deoparte. Pregătim cartofii și ciuparca. Eu am o ciuparcă mare. Cartofii îi tăiem așa. Felii, nici groase, nici subțiri, cam iată așa. Așa, îi condimentăm. Iar sare, să-i amestecăm bine. Îi punem deoparte. Curățăm ciuparca. Și o tai, iată așa. Dacă sunt ciuperci mici, le tăieți așa. Le punem și pe ele deoparte. Și acum ne ocupăm de pieptul de pui. Așa cum acesta este mărișor, îl tăiem în jumătate. Așa. Și pe acesta tot o să-l tai în jumătate. Să primească 2 mici și 2 mari. Și acum la noi familie din 2 mici și 2 mari, facem pentru familie. Așa, acum ce facem? Aranjăm cartofii. Cam așa, punem și ciupercile. Punem ulei de măsline. Punem deoparte. Așa, într-o parte puțin. Pieptul de pui îi fac așa niște tăituri. Așa. Dacă este mai mare, îl tai mai bine în interior. Dacă e mai mic, nu. Acesta, pentru că este puțin rupt, o să-i scot roșața asta. Puțin așa. Tragem tava înapoi. Mă uit unde sunt tăvăluțele mai mici. Așa. Aceasta o pun aici. Așa, nu-mi place. Așa. Cea mai mare lutate aici. Și aceasta aici. Acum facem sosul.
Aici punem muștarul, granulele, adică de muștar. O să mă stărui puțin să le, așa, să le fac, să le pisez. Nu am chestii de ce e de pisat. Așa. O să adaug puțin sos de soia. Mierea. Dacă aveți chestiuțe de pisat, ar fi bine să pisați mai bine. Punem puțin, puțin ulei de măsline, foarte puțin. Așa. Și voi pune niște condimente pentru pui. Așa. Amestecăm tot bine. Tragem tava înapoi. Și ungem foarte bine pieptul de pui cu acest sos. Acum îl dăm la cuptor și când aproape este gata, o să adăugăm și cașcavalul. Puiul nostru este gata. Acum îi adăugăm cașcavalul. Îl punem înapoi și îl lăsăm 2 minute până se topește cașcavalul. Bărcuțele sunt gata, arde nerăbdare să le guste. Miroase foarte bine. Pieptul de pui nu-i uscat, cartofii s-au copt foarte bine și sucul de la ciuperci, așa, îi dă cartofului un gust mai specific. Toate bărcuțele au așa și sucul lor de la legume, de la ciuperci, de la cartofi și de la piept de pui. Uitați-vă și de bine arată. Ciupercile s-au lipit de pui. Și puiului tot îi dă un gust deosebit. 40 de minute a fost timpul perfect de coacere pentru puiul meu. Nu s-a ars, nici n-a rămas crud. Uitați-vă ce frumos arată. Le putem pune în farfurie, chiar așa în hârtie. Este neobișnuit și frumos. Să aveți poftă!